Ecaterina Teodoroiu a mers pe front ca asistentă medicală. A început îngrijindu-i pe soldații răniți, dar a sfârșit devenind unul dintre acești soldați. I-a condus pe ostașii români în lupta pentru reîntregire. Dar nu de la cartierul general. Le-a arătat astfel că femeile puternice nu stau în spatele bărbaților puternici. Dimpotrivă, trec în fruntea lor. Nu din feminism mă alătur campaniei Femei pe Bancnote. Consider că, la un veac de la Marea Unire, memoria ostașilor români trebuie cinstită. Iar dintre toți ostașii căzuți la datorie pentru reîntregire, românii au reținut numele ei, Ecaterina Teodoroiu. Intră pe femeipebancnote.ro și semnează petiția pentru ca Ecaterina Teodoroiu să dea un chip și un nume ostașilor români care au făcut posibilă Marea Unire.